În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dacă eu sunt venit de sare, spre cuioși părinți și frați și iubiți credincioși. Ne aflăm astăzi, în Duminica a șaptea după Paște, situată între două mari praznice ale Bisericii noastre. Înălțarea Domnului pe care am prăznuit-o în joia care a trecut, și rusaliile pe care le vom sărbători duminica ce urmează. Și Sfinții Părinți au hotărât ca în această Sfântă zi de duminică să facem pomenire Sfinților Părinți care s-au adunat la Sinodul I Ecumenic de la Nicea din anul 325. Sinod la care s-a discutat și s-a formulat mărturisire de credință, în care se subliniază faptul că Mântuitorul Hristos este de o ființă cu Tatăl și de aceeași slăvire împreună cu El. Și am auzit la Sfânta Liturghie, citindu-se o pericopă din Sfânta Evanghelie după Ioan, cuprinsă în capitolul 17 al Evangheliei sale, parte a așa numitei rugăciune arhierești a Mântuitorului Hristos. Rugăciune pe care Mântuitorul o rostește la sfârșitul cinei de taină, după cuvântarea de despărțire pe care o ține apostolilor săi. Și spune această rugăciune arhierească, care are trei părți, în care Mântuitorul se roagă mai întâi pentru sine, ca să fie sfințit, să fie consacrat spre a se aduce jertfă. A doua parte, în care se roagă pentru ucenicii săi. Și a treia parte, în care se roagă pentru toți cei care vor crede în urma propovăduirii apostolilor și a urmașilor lor. Adică pentru noi toți cei de astăzi și toți cei din veac, care vom crede și vom mărturisi pe Hristos. Este numită rugăciune arhierească, pentru că, așa cum vedem în Epistola către Evrei, a Sfântului Apostol Pavel, arhiereul era pus să mijlocească între Dumnezeu și oameni, și putea face aceasta numai dacă era luat în mijlocul oamenilor. Așadar, Hristos, ca Cel ce este și om adevărat, mijlocește mântuirea neamului omenesc. Una dintre principalele îndatoriri ale arhiereului în legea Vechiului Testament era jertfa. Și vedem că Hristos aduce și El o jertfă. O jertfă mai curată și mai sfântă decât toate jertfele care s-au adus până atunci și care se vor mai aduce vreodată. S-a jertfit pe sine însuși. Și fiind această jertfă desăvârșită, nu mai este nevoie să fie repetată, așa cum s-a întâmplat cu jertfele Vechiului Testament, ci ea a fost adusă odată pentru totdeauna. Și roadele ei rămân în veac. Spune Apostolul Ioan că Mântuitorul și-a ridicat ochii la cer și a zis: Părinte, a venit ceasul, preaslăvește pe Fiul tău, ca și Fiul să te preaslăvească pe tine. Precum i-ai dat stăpânire peste tot trupul ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care tu i-ai dat lui. Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Mântuitorul își ridică ochii spre cer. Gest pe care îl mai face încă de două ori, după cum amintește Evanghelistul Ioan. Face acest lucru mai întâi la înmulțirea pâinilor, când satură peste 5.000 de bărbați afară de femei și de copii. Apoi face acest gest la cina cea de taină,
când frânge pâinea, însă de această dată, când ridică ochii spre cer, Mântuitorul nu are pâinea în mâini, pentru că El însuși este pâinea care se frânge pentru mântuirea lumii. El însuși se aduce pe sine jertfă Tatălui. Este Mântuitorul în același timp jertfă și jertfitor. Și cel care primește jertfa. Așa cum spune o frumoasă rugăciune a bisericii noastre pe care preotul o rostește în timpul heruvicului. Spune așa: Tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci. Cel ce primești și cel ce te împarți, Hristoase Dumnezeule. Spune așadar Mântuitorul: Preaslăvește pe Fiul tău ca și Fiul să te preaslăvească. Această relație de reciprocitate arată și egalitatea dintre cele două persoane ale Sfintei Treimi. Sunt deopotrivă și în slavă și în cinstire. Și se preaslăvește unul pe celălalt. Și care este preaslăvirea despre care vorbește Hristos? Preaslăvirea aceasta este profund pătrunsă de iubirea sa de oameni. Pentru că spune că vrea să dea viață veșnică tuturor celor pe care i-ai dat lui. Să dăruiască viața veșnică, aceasta este preaslăvirea sa. În timp ce oamenii îi pregătesc paharul amar al suferinței, al sudorii și al sângelui, Mântuitorul Hristos le pregătește oamenilor viața veșnică. Viața cea veșnică, spune Mântuitorul, este să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. A cunoaște pe Dumnezeu, pe Dumnezeu Tatăl, este posibil numai prin Fiul, prin Iisus Hristos. Spune la un moment dat Mântuitorul: Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl. Iar în alt loc îi spune lui Filip: Cel ce m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Iar cu altă ocazie spune că nimeni nu cunoaște pe Fiul decât numai Tatăl. Și nimeni nu poate cunoaște pe Tatăl decât numai Fiul și cel căruia Fiul va voi să-i descopere. Dar nu poate cineva care este limitat, mărginit în timp sau în spațiu, să dăruiască o viață veșnică, ci numai cel care este veșnic la rândul său. Așadar, Mântuitorul este cel care s-a născut din Tatăl mai înainte de toți vecii, cum mărturisim în simbolul de credință. Și ca unul care s-a născut mai înainte de toți vecii, este în măsură să împartă tuturor viața veșnică. Spune Mântuitorul: Și acum preaslăvește-mă Tu, Părinte, la Tine însuți, cu slava pe care am avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea. Iată că, înainte de a exista lumea și toate cele ce se văd și cele ce nu se văd din lumea nevăzută, mai înainte a existat Hristos, care se bucura de slava Tatălui Său. Și ne gândim, de ce spune Mântuitorul: Preaslăvește-mă, Părinte, cu slava pe care am avut-o mai înainte de a fi lumea. Oare să-și fi pierdut slava aceea? Nu. Însă, prin întrupare, Mântuitorul s-a golit de slava Dumnezeirii sale. S-a
s-a făcut om, s-a micșorat. Și acum îi cere Tatălui Său să-L preaslăvească atât ca Dumnezeu, cât și ca om adevărat. Și spune Mântuitorul, arătat am numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat mie din lume. Care este numele pe care ni l-a arătat Mântuitorul Hristos? Vedem că în Vechiul Testament Dumnezeu era numit Domnul, Judecătorul, Împăratul, Ziditorul. Însă numele pe care ni-l face nouă cunoscut Mântuitorul Hristos este acela de Tată sau Părinte. Ca unul care se naște din veci din Tatăl, este singurul în măsură să se numească Fiul al lui Dumnezeu. Însă prin faptul că își asumă firea noastră omenească, ne face și pe noi părtași filiației duhovnicești și ne face și pe noi împreună fii ai Părintelui. Acum am cunoscut aceștia pe toate câte mi-ai dat sunt de la tine. Pentru că cuvintele pe care mi le-ai dat, le-am dat lor. Iar ele au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit. Și au crezut că tu m-ai trimis. Îi laudă Mântuitorul aici pe apostolii săi. Pentru că au cunoscut toate câte Tatăl le-a dat Fiului. Și ascultând cuvintele Mântuitorului, le-au primit și au cunoscut că, într-adevăr, de la Tatăl a ieșit Hristos. Aceleași cuvinte pe care le auzeau și fariseii și cărturarii, însă îl respingeau pe Hristos și îl considerau cuprins de demon sau ieșit din minți. Iată că ucenicii au meritul de a fi primit în inima lor cuvintele Mântuitorului. Și spune mai departe Mântuitorul, păzește-i în numele Tău, în care mi-ai dat, ca să fie una precum suntem și noi. Cu alte cuvinte, ca Părinte și Tată al meu, păzește-i și ai milă și de ei, cu aceeași iubire părintească. Și îndrumă-i să fie una, precum și noi suntem una. Se roagă pentru unitatea Bisericii, pentru că știut este că diavolul, chiar termenul de diavol, în limba greacă înseamnă cel care dezbină, dezbinătorul. Și acesta caută să-i îmbrăjbească și să-i separe pe oameni, să-i despartă între ei. Ori Hristos este Cel care ne adună. Această unitate a Bisericii sale, pentru care se roagă Mântuitorul Hristos, a fost amenințată la începutul secolului al IV-lea, când în sânul Bisericii din Alexandria, unul din preoții cetății a început să învețe cuvinte străine de Duhul și de învățătura Sfinților Apostoli. Învăța că Hristos nu este de fapt Dumnezeu adevărat, ci este prima și cea mai perfectă făptură a Tatălui. Acest preot se numea Arie și a stârnit un adevărat curent, o adevărată mișcare între oamenii cetății din Alexandria și mai apoi treptat în întreg imperiu, despărțind pe credincioșii lui Hristos în două cete. Unii care îl considerau Dumnezeu, iar alții care nu. Și se arată arhiepiscopul lui Petru al Alexandriei, Mântuitorul Hristos într-o vedenie. I se arată ca tânăr copil de 12 ani.
având haina în care era înveșmântat, spintecată de sus până jos. Și îl întreabă Petru, episcopul: Doamne, ce s-a întâmplat? Cine ți-a spintecat haina? Și răspunde Mântuitorul: Arie cel fără de rușine. El este cunoscut în Domnește ca părintele ereziilor, al rătăcirilor, al învățăturilor greșite. Mai fuseseră și înainte de el unele învățături care nu erau în concordanță cu descoperirea dumnezeiască, însă nici unele n-au cunoscut așa o amploare până la el. Despre aceste tulburări care apar în, pot apărea în biserică, l-am auzit pe Apostolul Pavel spunându-le preoților din Efes pe care i-a adunat Dumnezeu. Am auzit în pericop acesta citit la Apostolul de astăzi. Și le spune: căci eu știu aceasta, că după plecarea mea vor intra între voi lupi îngrozitori, care nu vor cruța turma. Și dintre voi înși vă se vor ridica bărbați, grăind învățături răsălmăcite, ca să tragă pe ucenici după ei. Și iată că, într-adevăr, chiar dintre slujitorii bisericii a ieșit acest eretic, pentru care a fost convocat în anul 325 de împăratul Constantin un sinod. Pentru că dezbinarea din popor nu făcea bine nici bisericii și nici puterii împăratului. Și s-au adunat 318 părinți. Undeva la 2-3 din ei erau episcop, iar ceilalți erau preoți și diaconi. Însă, buni cunoscători teologiei și ai Scripturii. Între figurile cunoscute care au participat la acest sinod, l-amintim pe Sfântul Ierarh Nicolae, al Mirelor Litiei, pe Sfântul Spiridon al Trimitundei, pe Sfântul Atanasie cel Mare, care era la momentul acela arhidiaconul arhiepiscopului Alexandriei. Și chiar de pe teritoriul țării noastre am avut doi reprezentanți. Marcu, episcop de Tomis, Constanța de astăzi, și Teofil, episcopul Goților, care avea scaunul undeva în zona Buzăului de azi. Și la acest sinod, după îndelungi dezbateri, Sfinții Părinți au formulat o mărturisire de credință. Mărturisire pe care o cunoaștem cu toții, pentru că o rostim la fiecare Sfântă Liturghie. Este simbolul de credință sau crezul. Primele 7 articole ale sale au fost alcătuite acum, iar următoarele 5 la sinodul al doilea ecumenic, din anul 381, de la Constantinopol. Ziua de astăzi, în care prăznuim pe Sfinții Părinți de la Sinodul I, ne îndeamnă să ne păzim și noi dreapta credință, așa cum am moștenit-o de la părinții noștri, și să o transmitem la rândul nostru mai departe copiilor. Și să nu ne lăsăm amăgiți de tot felul de rătăciri care dau tâncoale bisericii și în zilele noastre. Un alt aspect asupra căruia trebuie să fim atenți este faptul că dreapta credință nu se păstrează de unul singur, ci în comuniune de gândire, de mărturisire și de trăire. Cu alte cuvinte, se păstrează în biserică. Și vedem că și practicul care urmează al pogorârii Sfântului Duh are loc într-o anumită circunstanță. Nu se pogoară Duhul Sfânt peste apostoli care pe unde erau, ci Mântuitorul, când se înalță la cer, le spune să rămână în Ierusalim. Și erau toți adunați la un loc,
într-un cuget, în rugăciune și în comuniune. Și în acest mediu coboară Duhul Sfânt. Vine și se coboară Duhul Sfânt pentru a împlini făgăduința Mântuitorului, care spune, iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Și imediat ce le spune aceste cuvinte, îl vedem că se înalță de la ei. Curios lucru. Cum le făgăduiește că va rămâne în veci alături de ei, însă se înalță și pleacă de la ei. Ei bine, se înalță cu trupul la cer, însă de acolo, din înălțime, îl trimite pe Duhul cel Sfânt, prin care Hristos se numește mai desăvârșit omul. Pentru că, odată coborât Duhul Sfânt, Duhul Sfânt este cel care sfințește. Cel care sfințește ierarhi, preoți și diaconi. Aceștia, la rândul lor, mai departe, îi botează pe oameni în numele Lui Hristos. Acest Duh Sfânt este Cel care îi dezleagă pe oameni de păcate și care îi face să se împărtășească cu trupul și sângele Lui Hristos, care din pâine și vin se prefac în însuși trupul și sângele Mântuitorului. Și odată intrat în om, Sfânta Împărtășanie, Hristos este mai unit cu noi, spun Sfinții Părinți, chiar decât este carnea cu osul nostru. Dacă ne rupem de biserică, de comuniunea Duhului Sfânt, nu mai suntem drept credincioși. Pentru că numai atunci când trăim în comuniune cu Sfinții din toate timpurile, ne păstrăm dreapta credință cea mântuitoare. Tot la fel și interpretarea Scripturii. Cât ar fi de înțelept și de citit, nu interpretează Sfânta Scriptură după cum îl taie capul,